cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește bună dimineața, oameni buni, 19 ianuarie, anul de grație 2024, într-o perioadă în care în țară avem proteste în diferite zone ale sferei sociale, iar în județ avem discuții generate de cafeaua băută dimineața, în special în mediul politic, încă de la începutul săptămânii. Ne-am gândit că cel mai bine în cazul acesta este să discutăm cu cineva care poate să ne spună și lucruri despre ce se întâmplă la nivel național, dar și cum a perceput el ce se întâmplă în județ din punct de vedere politic în ultima perioadă, pentru că poziția îi permite acest lucru, este șef de partid, este parlamentar și se numește Iulian Bulai din partea USR. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație! Eu mă bucur că suntem împreună, că putem discuta degajat și relaxat pe niște subiecte care nu sunt deloc degajate pentru cei care conduc orașul. Ieri în emisiune l-am avut pe domnul primar Andrei Carabelea, care îmi povestea și ne povestea tuturor cum a rămas fără 30 de milioane la buget, pentru că s-au schimbat regulile și nu se mai dau la municipii, în special ele sunt cele, niște venituri din impozitul pe venit. Și eu i-am spus că eu să fiu în locul lui, n-aș mai vota guvernul. Și eu nu că guvernul nu se votează, nu, dar guvernul e format din niște partide. Acum, lăsând gluma la o parte, municipiul Piatra Neamț pierde 30 de milioane, mai are de plătit 24 de milioane rate din împrumuturi, deci 55 de milioane aproximativ, bani care înseamnă aproape toate cheltuielile de funcționare ale primăriei, 59 de milioane în total. Vă dați seama că e o pierdere imensă. Dar revenim noi și la primăria Piatra Neamț. Haideți să începem cu ce se întâmplă la nivel național. Cum percepeți dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați protestul transportatorilor? Mie mi se pare un pic forțată chestia protestul transportatorilor și al fermierilor. Fermierii au problemele lor specifice, dar eu cred că aici este un pic de forțare, nu discut. Cum a fost recepționat acest protest? În primul rând, mă bucur să ne revedem. Și eu. Și să avem un an nou bun și nemțenii să facă cele mai bune alegeri pentru interesul județului și a fiecărei comunități de unde ne urmăresc oamenii. USR susține dreptul de asociere și dreptul de a protesta. Este legitim ca cineva să protesteze? Este corect ca cineva să-și exprime nemulțumirea? Mai ales dacă acest lucru se întâmplă pe premize corecte. Iar ce se întâmplă acum? Respectând limitele și legea. Dar se întâmplă acum pe premize corecte. În sensul că oamenii nu ies pentru că lor le este bine și n-ar vrea să își vadă de treaba lor. Birurile puse, RCA-ul ridicat, un haos generat în parte și de o tranziție necomunicată bine. Îi afectează mai puțin pe ei, foarte mult pe mulți alți antreprenori. Fac ca oamenii să fie disperați. Un sistem neloial în care, neexistând coridoare separate, concurența din Ucraina face ca oamenii să fie nemulțumiți. Și transportatori, și fermieri. Lucrul ăsta se vede. Și în trafic, și la ieșirea din țară, și în port. Evident că dacă nu am lucrat până acum să avem infrastructură care să permită un aflux așa de mare, mai ales în partea noastră a Moldovei, pentru că protestul a început de aici. Suntem primii expuși la o zonă unde dacă nu există o conducere puternică la nivel național, de către guvernul investit și de către cei de la PNL, l-au votat, nu-l votează în fiecare zi, dar l-au investit cu încredere odată, și trebuie să-și asume acest haos. Și avem răspunsul. Sunt generate aceste probleme de o problemă și mai mare, pe care, adică războiul din vecinătate, care nu a fost gestionat pe premize corecte față de transportatorii români. Și nu numai față de transportatori. Nu, și față de fermieri, nu mai zic. Față de fermieri și chiar față de întreaga societate românească, pentru că noi nu trebuie să uităm
România a reacționat pozitiv. Din primele zile ale războiului s-au făcut eforturi deosebite, nu numai pe partea de transport și așa, cazare, asta nu mai etc. zic, dar asta este, știți? Sunt politicianul din Neamț care probabil ajută Ucraina cel mai mult, o face deschis la nivel național, dar și internațional, prin multe rapoarte și conducând un grup parlamentar în cadrul Consiliului Europei, care are cea mai mare delegație din Ucraina și din Franța, deci sunt dedicat cauzei lor. Ce critic eu este lipsa de viziune din România și un stat de drept și umbrezit. Dacă tu, probabil, intri în România cu 35 de tone în camionul tău, dar la Giurgiu ești cu 25, e o problemă. Lași undeva 10 tone. 10 tone și dacă faci așa, nu pot să spun câți cum, pentru că nu vreau să intru în detalii pe care nu le stăpânesc, pentru că nu știm cât de frecvent este fenomenul, te întreb cum distorsionează acest fenomen piața din România. Și normal ca ei să sufere, să nu primească subvenții care sunt pe aceeași linie cu costurile de producție din altă țară. Nu numai atât. Deci, multe biruri, multă birocrație, promisiuni pe subvenții neacordate până acum. Oamenii sunt supărați. Motorina foarte scumpă, o concurență neloială. Au dreptul lor să facă aceste proteste. Când... Nu mai vorbim de poliție. Asta nu mai zic. RCA-ul, da? Și minciuna pe care o răstogolește PSD. Păi ne-a spus PNR. Adică PNR-ul ăsta, când domnul Ciolacu, când lui convine, spune, da, scrie în PNR. Când lui convine, de ce am văzut PNR-ul vreodată? Nu știu unde este. Domnule, parcă umblă cineva cu el în buzunar. Parcă n-ar fi un angajament din partea guvernului României. Nu a unui partid de opoziție care încearcă să arate unde trebuie cineva să îndrepte lucrurile. De asta, în acest haos, este foarte normal să existe aceste proteste și nemulțumiri. Și aici vreau să-i felicit pe toți cei care protestează, mai ales dintr-o anumită perspectivă, că nu au mers după fenta extremei drepte și a izolaționismului. Noi avem un sector al transporturilor dezvoltat în România pentru că suntem interconectați nu cu Estul. Locul 4 în Europa. Da, nu cu Rusia. Și foarte important. Suntem interconectați cu toată comunitatea europeană. Polonia, da. Lituania, Germania și după aceea România. Exact. De asta ei înțeleg locul și apartenența corectă a României în spațiul european. Pentru că au conexiuni. Pentru că sunt interconectați în totalitate și de asta mă bucur foarte mult că au barat încercarea de confiscare a protestului din partea prietenilor lui Putin și a Rusiei, care au încercat să găsească o posibilitate de a submina Uniunea și țara prin această atitudine. Și felicit din toată inima pe cei care au mers, au protestat de bună credință pentru niște nevoi reale, dar blocând extrema dreaptă, care n-are nicio soluție. Soluția lor, naționalizarea serviciilor, ești nebun, așa ar spune românul din Muntenia, de oriunde. Trebuie să avem mai multă deschidere, mai multă sprijinire, mai multă interconectivitate, mai multă deschidere pentru a ajuta mediul de business din România. Oamenii mici care au un tractor, două, o combină, două, care au patru autocare, care au patru camioane, care au cinci camioane, care stau la bursă și duc mărfuri de la Suceava la București, de la Mehedinți la Constanța. Oamenii ăștia care produc un plus valoare, angajează 4-5 oameni, dau de muncă. Interesul lor nu este acum reprezentat de către nimeni pentru că PNL înghite acest haos legislativ în mod cinic. Fix cum a făcut PSD cu PNL împingând un protest al profesorilor în luna iunie, fix când era tranziția, așa simt că prin această tăcere, nici de a-l critica pe față pe Ciolacu, nici de a ajuta direct cei care protestează, transportatori și fermieri, PNL-ul de fapt se folosește cinic, încercând să-și slăbească propria guvernare, adică propriul premier, pentru a ieși prin antiteză bine, tăcând în această perioadă. Ceea ce este greșit și fals. Pe mine mă înspăimântă faptul că nu se vine cu ceva concret. Eu am văzut negocieri cu fermieri, făcute mai mult cu grupuri, mă rog, asociații patronale, făcute mai mult parcă doar pentru a mima o negociere. Nu pentru a merge la cauza primară. O revendicare foarte clară. Renunțați la creșterea PRCA. Nu se justifică acum. Vreți reforme și mai mulți bani? Mergeți la speciali. Mergeți acolo unde trebuie reformat statul român. Un guvern cu 200 și ceva de secretari de stat. 7 secretari de stat la transporturi.
5-6 la fonduri europene. Nu se justifică. Ieri, într-o emisiune, domnul Boloș, ministru, da, nici nu mai știu la ce ministru acum. Domnul Boloș este ministru de finanțe, da. Da, s-a mai fost, da, și prin alte, da, părți. Altfel, un personaj interesant, așa, se plângea într-o emisiune, de fapt nu, se plângea, spunea, domnule, păi vă dau un exemplu, cât câștigă președintele ASF și cât câștigă ministrul de finanțe. Păi zice, eu nu mă pot compara cu el. Dar cine le-a dat salariile astea? Majoritatea actuală, care le-a permis să ia investit și n-au vrut să facă reformă cu al 15-lea salariu și atâtea prime. Prime pentru angajați instituției de 1000 de euro. Pe persoană, nu se poate așa ceva. Da. Pe persoană. Și să nu mai zicem de haosul din asigurări. Și cu falimentele acelea. Pe care nu o supraveghează. Falimentele acelea ciudate care, da, au fost. Deci, bun, și acum dacă încercăm să ieșim un pic din acest protest și să vedem ce s-a întâmplat în ultimele luni, inclusiv lunile de final de an, cu proteste la nivelul mediului de sănătatea publică, dar vorbesc de instituțiile care... Magistrații au protestat. Magistrații. Acum, tot în sănătate, asistenții medicali, da, care sunt foarte bine organizați sindical. Da. Ei sunt mai bine organizați sindical decât medicii sau... alții. Senzația este că te afli în pragul a ceva social ce nu poți gestiona. Nu poți să-i minți pe toți simultan, crezând că fiecare o să închidă ochiul așteptând promisiunea ta. Poți să-i minți pe unii succesiv, dar nu pe toți în același timp. Asta a făcut Marcel Ciolacu acum. Suntem bine, nu avem o problemă. Nu suntem în recesiune. Domnule, să vinzi un eșec ca o victorie. Nu suntem în recesiune. Nu, dar nu asta e ținta noastră, să nu fim în recesiune. Ținta noastră este ținta noastră să avem un progres economic sustenabil în care oamenii primesc cât au contribuit, iar cei care aduc bani în comunități și la bugetul de stat să fie lăsați să respire și să-și facă treaba mai departe. Să progreseze și să existe un avans în acest sector extraordinar, care produce mult valoare prin educație puțină. Asta e ideea. Că nu trebuie să investești, poți să devii șofer de tir cu 10 clase. Poți să devii șofer de tir doar cu liceul. Nu ai nevoie de o investiție foarte costisitoare în educația ta pentru a aduce un plus valoare foarte mare în acest sector. Și asta este ceva frumos. Că îți permiți să nu încurajăm faptul că să avem educație puțină. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre raportul cost-valoare. Pe investiția pe care tu poți să o ai în acest sector, corect, plus valoarea, da, poate să fie foarte mare fără un cost individual de educație extraordinar de mare. E, lucrul ăsta este un lucru bun. Deci nu că încurajez oamenii să nu meargă la școală. Da, nu, dar deci mi-e plac șoferii cinstiți versus impostorii cu multe doctorate asta am vrut care să n-au niciun, da, fel de treabă cu domeniul lor. Da. Deci să ne aflăm într-o perioadă de proteste. Eu așa am senzația că nu se vor încheia foarte curând și vor fi rostogolite unele dintre ele până în buza alegerilor. Fiecare va da vina pe altul, mă rog. Dar îi susținem în revendicările lor. Mă bucur foarte mult că au avut curajul, înțelepciunea să nu permită confiscarea acestui protest de către cei care nu vor sub nicio formă binele României la nivel macro și vor să ne îndepărteze de anume sursa puterii acestui sector extraordinar din industria și din serviciile noastre, transportul și logistica. Suntem interconectați cu Uniunea, ducem acolo produse, aducem de acolo, se câștigă bani frumoși, curați, raportat la ce se întâmplă în alte sectoare, sectorul trebuie să înflorească și lucrul ăsta se poate întâmpla doar cu măsuri care să permită dezvoltarea lui, nu îngrădirea și mai multe taxe, în lipsa unor reforme substanțiale în statul român. Dacă ar fi să dați un pronostic, că eu am tot întrebat pe toți care sunt responsabili și la PNL și la PSD, coaliția va rezista până la ultima tură de alegeri anul ăsta? Nu. Este o chestiune de timp până când unii vor pleca. Cred că nu se va întâmpla până în Europa parlamentară. Cred că acest tur de alegeri va fi un filtru pentru ambele partide. Și cred că PNL, la un scor care se estimează a fi foarte prost, va părăsi guvernarea pregătindu-se pentru luptele din toamnă. Sau va accepta să fie total submisiv
adică raport cu PNL-ul, cu PSD-ul comune. Să facă liste comune. 1 la 4. Da. Dar asta nu îi avantajează pentru alegerile locale. Pentru că vor rămâne foarte mulți oameni nemulțumiți. Din două echipe, doar o echipă va reuși să candideze la alegeri locale. Din doi candidați la primărie, doar unul va reuși. Cred că va fi o nemulțumire foarte mare. Iar partidul de guvernare cu premier fiind PSD-ul, marele pierzător va fi PNL. De aceea eu cred că îi așteaptă europarlamentarele rezultatul. Estimez o ieșire la guvernare la final de iunie, început de iulie. Interesant. Și eu m-am gândit așa, dar la un moment dat eu am fost mai pervers în gândire, ca să spun așa. Am gândit că la un moment dat va pleca PSD-ul să lase PNL-ul ca să distrugă cu totul. Ar putea, pentru că este un comportament recurent de la PSD, un singur motiv au să nu facă lucrul ăsta. Și este nici măcar, în opinia mea, PSD nu are cum să aibă o șansă la alegerile prezidențiale dacă pleacă din poziția cea mai importantă din statul român, adică să conducă guvernul. De asta eu cred că ei nu vor face pasul ăsta, dar ei vor obliga pe parteneri să iasă de la guvernare. Pentru a străluci ei prin antiteză cu niște parteneri instabili, a căror electorat a fost călcat în picioare de actualul guvern. De asta eu cred că dacă nu era an electoral și cu alegeri pentru președintele României, PSD pleca. Dar acum este forțat să rămână pentru a avea o minimă șansă de a spune ceva pentru aceste alegeri, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. 20 de ani de la domnul Iliescu. Exact. Da, domnul Iliescu, uite, ar putea fi un candidat la PSD, părerea mea. Mare lucru nu s-a schimbat față de perioada aia. Și Dăncilă poate să mai încerce încă o dată, dacă durește. Acum nu știu dacă mai are sprijinul lui Ionel Arsene, ca să-l convingă pe domnul Ciolacu. Într-adevăr, ar trebui să intre persoana respectivă și să ne confirme ea, dacă mai este acest interes sau nu. Da. Acum, dacă tot am discutat de politică națională, haideți să venim în județ. Și eu încerc să mă transpun în ziua de luni și să încep emisiunea cum am început-o luni. Domnul deputat, una dintre discuțiile care au acaparat agenda cu o săptămână înainte a fost generată de o afirmație a actualului prefect de Neamț, prefect asumat de PSD, fiind și prim vicepreședinte al partidului, care a spus că PSD-ul a făcut în ultimii ani blaturi cu cei care au câștigat alegerile în Piatra Neamț și nu numai, și că aceste blaturi au continuat, etc., etc. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Ați făcut blaturi de când sunteți în președintele organizației județene? Nu am făcut înțelegeri politice. Dialog avem. Guvernăm împreună Piatra Neamț. Guvernăm împreună la Roman. Avem oameni care în comune au diferite opțiuni. Blatul este un termen de înțelegere a unei situații politice în care se mimează o luptă a ideilor, a dialogului și a alianțelor. Aceasta este definiția blatului. O mimare a unei situații. Dialogul politic, în schimb, este obligatoriu. Eu, ca președinte al USR Neamț, trebuie să mă întâlnesc și cu George Lazar și cu Daniel Harpa și să discutăm situații acolo unde este nevoie. Deci lucrul ăsta este absolut necesar. Iar mă șochează declarațiile domnului Niță, dacă el a spus așa, pentru că maschează un eșec într-o conspirație. Iar eșecul de la Piatra Neamț este eșecul întregii organizații, care ar trebui să fie mai blândă cu sine. Că nu e vina organizației. Pietrenii nu sunt de stânga. Despre asta e vorba. Deci să-i asigur pe ei, că nu știu care este povestea în filiala lor, dar există o opțiune clară, indiferent de nuanțe, a Pietrenilor de motor al reformei și al deschiderii țării prin partide de dreapta. De asta nu suspectez niciun fel de conspirație, ci doar opțiune clară a Pietrenilor. Pe mine, eu l-am luat foarte în serios pe domnul Niță. De ce? Pentru că domnul Niță a fost în dreapta, mă rog, în stânga, în dreapta domnului Arsene. A fost cu el, a fost la un moment dat purtătorul de cuvânt acolo și la partid, parcă mai știu, și la Consiliul Județean. Deci
teoretic ar trebui să presupunem că știa ce discuții sunt. De aceea l-am luat în serios. Da, eu nu le-am în serios pentru că știu că PSD Neamț a avut și candidați rezonabili la primărie. Acum 8 ani a fost domnul Harbus, absolut rezonabil. Nu l-au votat pietrenii, nu pentru că era dumnealui, ci pentru că PSD nu are nicio șansă aici, pentru că oamenii vor altceva. Nivelul de revendicări, ambiții pentru reformă, educație, dă mereu guvernări de centru-dreapta. Așa explic eu situația de la Piatra Neamț. Niciun alt fel de conspirație. În emisiunea cu domnul George Lazar, la un moment dat a amintit despre primarul de la Săbăoani. Da. A spus ceva de genul că primarul de la Săbăoani va merge spre PSD sau ceva de genul acesta. Noi am mai discutat subiectul odată când s-au dus cei doi primari ai dumneavoastră. S-au dus la PNL atunci. S-au dus cu PNL-ul la Brașov, la nu știu ce manifestare, acolo întâlnire cu miniștri și altceva. În partid cum sunt lucrurile? Cum mulți se văd? Ani și totuși prea puțin pentru a avea aroganța unora sau altora de politică, m-au învățat să fac o diferențiere a unor roluri. Una este un jurnalist care pune întrebări, alta este un comentator politic care face scenarii, alta este un politician care își asumă reușite sau eșec. Eu sunt președintele USR Neamț și mi-asum reușita de la Săbăoani, unde am bătut și PNL și PSD și unde am livrat. Florin a investit foarte mult în școală, în infrastructură, în toate cele. De asta eu nu sunt comentator politic. Dacă domnul Lazar încearcă să schimbe pălării cu anumită stângăcie acum, pentru că nici el nu este pe comentarii și analize politice, urez mult succes dumnealui. Așa cum n-am comentat sau am făcut mișto de multele ori de când domnul Lazar a luat primarii la PNL în stânga și în dreapta și la finalul zilei n-au plecat nicăieri, așa las mai departe să facă orice speculații vrea dumnealui și să urez succes în activitate pe care o desfășoară în județ. Am înțeles. Deci e prematur să discutăm despre orice lucru. Este prematur. Bursa speculațiilor este uriașă pentru orice primar, parlamentar, președinte de organizație județeană. În an electoral, bursa speculațiilor crește în intensitate, de aceea nu voi comenta sub nicio formă. Și le urez succes tuturor aleșilor din tot județul să facă tot ce este posibil să le fie bine comunităților lor și să nu facă din lipsa de dialog cu celelalte forțe un titlu de glorie. Deci dialogul trebuie să existe. Exact. Păi, haideți să vedem un pic. În momentul acesta, la nivelul filialei județene, toată lumea a început să-și anunțe candidați, să-și anunțe intenții. PNL-ul aproape a făcut public toți candidații, aproape toți. Ceilalți și ei au început. La dumneavoastră cum stau lucrurile? La noi stau lucrurile foarte bine. Noi avem o claritate foarte mare, iar dincolo de declarații în cadrul unui dialog public, noi să și trecem la fapte. Adică în următoarea perioadă vom avea adunări generale unde vom desemna candidații acolo unde filialele și adunarea generală a membrilor vor decide acest lucru mai peste tot în județ. Deci lucrul ăsta se va întâmpla. Anul acesta preconizați să aveți organizații în toate comunele? Aceasta este ținta noastră. Și cam cum merge? Suntem undeva acoperind 60%, 60% din cele 83 de UAT-uri. Astea fiind spuse, reprezentând plus minus 75% deja 80% din întreaga populație a județului. Deci suntem bine, dar mai este foarte mult de muncă și vom investi resurse în următoarea perioadă să ajungem peste tot. Dar dacă am învățat un lucru în ultimii ani este că trebuie să investești într-un raport fin între cantitate și calitate. E bine să ajungi în cât mai multe locuri, dar este bine și să ai oameni care, în ciuda numerelor pe care le pot aduce sau scoate la alegeri locale, să reprezinte o voce senină și cu soluții pentru comunitate. Atunci, în această logică, este mai important să ai niște oameni care îți fac o analiză de situație bună când ai proiecte de hotărâri local, decât să ai cinci oameni care tac mereu și votează ca primarul
cum se spune, de asta vom ajunge în foarte multe locuri, dar vom face o prioritate și din calitatea aleșilor locali. Asta contează foarte mult. Mai funcționează acel sistem de selectare cu prezentări de... Evident. Da, dar de proiecte, de... Evident, funcționează, dar este o alegere care ține în mod exclusiv de filiala locală. De aceea noi vom acorda libertate totală să se facă cât mai rapid adunări generale în toate filialele, inclusiv în municipii și orașe, și apoi îi îndemnăm pe toți colegii, colegele, să intre în dialog cu forțe politice pentru a avea deschiderea, pentru a avea majorități, pentru a transforma comunități. Deci îi îndemn la dialog și la deschidere și la comunicare pe toți colegii pentru a aduce progres în fiecare comunitate, prin USR, dar în dialog cu forțe care vor același lucru. Sesizez față de acum 4 ani, nu mai vorbesc de acum 8 ani, o anumită flexibilizare a poziției în partid vis-a-vis de acest dialog cu alte forțe politice. Aveți foarte mare dreptate și o să vă spun și de unde vine acest mesaj. Vine din dorința de a ajunge cât mai bine în cât mai multe locuri, minimizând șansele unui partid care vinde iluzii despre... Deci, haideți să luăm așa. Ascensiunea AUR a fost unul din îndemnurile, adică pentru flexibilizarea acestor politici și îndemnul spre dialog. Dar eu zic că mai vine de undeva. Poate o să mă contraziceți. Poate în partid s-au făcut analize, poate dacă eram un pic mai flexibili în perioada guvernării, știu că atunci au fost niște discuții, poate acum guvernarea exista în continuare și nu era PSD-ul la guvernare. Eu îmi doresc să-mi dea Dumnezeu înțelepciunea, să am modestia să învăț până la 85-95 de ani, în fiecare zi. Să învăț să fac mai bine, să învăț că fiecare om poate să aibă valoarea lui, dincolo de opțiuni, și că dialogul este soluția, nu lipsa lui. De aceea este foarte important să ajungem în fiecare comunitate și să creăm majorități transformatoare, dar și să lăsăm libertatea celor care sunt de tip ninja. Deci noi avem în USR consilieri locali care sunt aproape singuri sau singuri. Pe ei numesc ninja. Ei sunt singuri împotriva tuturor. Nu vă dau cazuri acum ca să nu dau idei altora. Dar sunt niște oameni care singuri, în comunitatea lor, reprezintă o voce a profetului care spune: vă rog frumos, băgați bugetul primăriei în haos dacă faceți investiția asta fără logică. Riscul de oportunitate nu se justifică. Sunt oameni care singuri au o logicitate extraordinară. Apoi mai sunt unii colegi care sunt un grup mic, dar incapabili să creeze majorități. Ei sunt de tip gherilă, în sensul în care sunt o voce și un grup masiv în Consiliul Local, care atunci când arde, reprezintă o voce matură în comunitate, în ciuda faptului că foarte mulți sunt chiar foarte tineri. Mai departe, să transforme aceste forțe în motoare care schimbă comunități, trebuie să se coalizeze forțele care vor bine în comunitate. Iar eu nu cred că cei care au un discurs împotriva mediului de afaceri, împotriva Uniunii Europene, unde noi mergem să muncim, să aducem bani, unde transportatorii duc, produc, livrează și aduc înapoi, unde noi exportăm foarte mult, de unde vine foarte mult capital, fonduri europene, de unde vin 3,5 miliarde, 4 miliarde, de la Ploiești până la Pașcani, de la Leghin până la Băureni, nu cred că acest mesaj de subminare acestor interese, de sus până jos, trebuie să pătrundă. De unde ne vine securitatea noastră, NATO. Nu vreau ca niciun partid să creadă că măsurile lor izolaționiste pot reprezenta un succes pentru comunități și pentru țară și pentru județ. De aceea este nevoie de acest cordon sanitar, de care ar trebui să se folosească toate forțele care se revendică de la aceste valori, și evident USR-ul este vârf de lance în acest caz.
Haideți să spunem, USR-ul este deschis la dialog pe comunități locale și nu numai, da, pentru crearea unor majorități care să ducă spre un progres de centru-dreapta. Exact. Ca să conchidem. Bun, acum, a început anul electoral, încep, se fac și analize. În momentul acesta, la nivelul USR Neamț, sunteți mulțumit de ce au livrat, cât au putut, că nu a, aleșii locali ai dumneavoastră? Da. Ați vorbit de ninja, de grupuri, da, adică avem Consiliul Județean, da, unde ați avut un grup vocal. Avem Piatra Neamț, unde avem un viceprimar, avem Romanu, unde avem viceprimar, avem, da, un primar, doi primari, Săbăoan și Tazlău. Patru viceprimari. Patru viceprimari, consilieri locali. Da. Deci acum, dacă facem un fel de analiză, sunteți mulțumit de modul în care au livrat, raportându-vă și la ceea ce partidul, da, dorește sau a dorit prin promovarea lor acolo, pentru că vorbim aici practic despre niște oameni care au fost pe lista și sunt pe lista USR-ului. Mă îndemnați să fac un bilanț, ceea ce este foarte bine, pentru că în vâltoarea multor decizii nu te gândești în fiecare zi la ce înseamnă această moștenire. Înainte să fim noi, nu era. Să ai 80 de oameni care în tot județul asta fac, aduc un plus valoare și un bine în comunitate, este ceva uriaș. Apreciez enorm luptele lui Marius Irimia din Piatra Neamț, ale lui Radu, ale lui Radu Samson la Roma, ale lui Florin Vârgă la Săbăoani și ale lui Ionuț la Tazlău și ale viceprimarului din Bicaz. Sunt mulți oameni și ale lui Marian de la Pâncești și ale domnului Neculai de la Ghindăoani și ale lui Chemnul de la Dobrin, adică sunt mulți, și ale lui Marinelei de la Consiliul Județean și ale lui Laurențiu și ale lui Gabriel și ale lui Cornel. Toți oamenii au făcut, după puterile și capacitatea lor, o diferență acolo. Acum, buna lor credință s-a văzut, aparatul și lipsa majorității, care a fost de cele mai multe ori împotriva ideilor noastre reformatoare, s-a văzut. Roma nu a fost construită într-o zi, nici peste noapte. La fel și cu noi. Suntem aici și suntem toți, sau plus minus toți, sub 45-50 de ani, vom rămâne încă mulți ani de acum înainte pentru a face bine în multe comunități, în diferite forme. Nu doar ca politicieni, nu doar ca aleși locali, dar suntem aici pentru a face bine, trăgând linie cu 9 luni înainte de alegeri. Sunt foarte mulțumit, pentru că doar eu știu realizările fiecăruia, pentru că mă întâlnesc cu fiecare, sunt mândru de ce au făcut. Trebuie să multiplicăm această moștenire. A fost foarte greu să pleci de la zero, cu aproape zero experiență în administrație publică locală, în arta politică a dialogului de a face majorități. Am văzut un eșec într-o parte unde aveam potențial foarte mare, dar pentru că nu s-au putut face majorități. Am văzut o artă a dialogului în care, de fapt, trei oameni de la USR au reușit să dea o majoritate împotriva unui primar responsabil cu alte două partide. Ceea ce au făcut ca 12 oameni, dintre care doar, sau 10 oameni, dintre care doar 3 de la USR, să conducă bine prin Consiliul Local o comunitate, chiar dacă primarul nu avea majoritate. Care e asta? De exemplu, eu în Creangă s-a întâmplat lucrul ăsta. Da. Aveam acolo 3 consilieri, Bogdan Cuci, un domn impecabil, a transformat o școală în Pâncești, a mai transformat o școală în Ion Creangă. El are o majoritate acolo cu PNL și cu Pro-România. Sunt alte situații unde se întâmplă fix invers. De exemplu, la Ghereiești există o majoritate care face o poziție și conduce pe cât se poate mai bine decât primarul de la PNL între următoarele forțe: PMP, PSD și USR la Ghereiești, cu Marius Pușcașu în frunte, care a pierdut primăria la 56 de voturi. Deci de asta zic, dialogul este mai bun decât încăpățânarea. Comunicarea și capacitatea, și cine spune că poate să facă politică fără experiență,
spun un adevăr doar pe jumătate corect, se înșală, pentru că noi am văzut ce înseamnă maturitatea unor oameni care au crescut în 4 ani, reușind acest exercițiu de dialog, conducând de fapt din poziții minoritare. Iar de asta spun că se schimbă foarte mult perspectiva, creând majorități, izolând extrema dreaptă, care nu vinde soluții, asta este problema, dar fiind deschis unui dialog local cu toate forțele. Exemplele astea două, da? Pe care mi le-ați dat, pe mine mă bucură. De ce? Dispare acea imagine de partid taliban, care a fost mult timp promovată de mulți. Adică, iată, poți discuta și cu PSD-ul și cu PMP-ul într-un loc, poți discuta cu PNL-ul sau cine, Pro-România și da. În alt loc. Pentru că oamenii de acolo, nu că ar vrea șefii de partide din Piatra sau de la București, nu, oamenii de acolo și-au impus fiecare personalitatea în funcție de interesul comunei. Păi, asta înseamnă subsidiaritate. Să lași puterea de decizie la nivelul fiecărei entități la felul ierbii. Pentru că printr-un filtru politic, ideologic sau de oportunitate, s-ar putea să nu se potrivească nimic. S-ar putea... Pro-România nu mai este partid parlamentar. Totuși, acolo, USR-ul au câștigat și fac o majoritate. PMP-ul este destul de mic. Dar la Ghereiești, această majoritate a reușit să dea un viceprimar, PMP. De asta zic, politica este bună, inovația este bună, vedem ce înseamnă și creșterea în experiență și maturitatea politică, care este o artă care se învață și se câștigă, nu ți-o dă nimeni la nicio școală. Bun, haideți să vedem care vor fi mesajele de forță transmise de USR în județ. Pentru că veți avea candidat la Consiliul Județean, sigur. Da. Apropo, fac o paranteză. Dacă pe mine m-ar întreba cineva acum care sunt politicienii care au evoluat cel mai mult la nivel de consilieri în județ, eu i-aș lua pe cei doi pe care i-ați amintit, Marinela și Laurențiu. La nivelul Consiliului Județean, mie mi s-au părut doi oameni care au vrut să învețe cum se fac hotărârile, ce se ascund în spatele lor, și au livrat. Au livrat, ba mai mult decât atât, au reușit să întoarcă 2-3 hotărâri, ceea ce se întâmplă foarte rar. Și deci cei doi, eu i-aș declara consilierii care și-au dorit să fie consilieri și și-au luat în serios treaba. N-au stat numai cu ordinul de la partid să votăm, să nu votăm. Mai ales că în acel ordin nu a existat, pentru că a existat subsidiaritatea. Nu, eu zic lor, cum stau ceilalți. Dar aveți dreptate. Progresul unui om nu se judecă în funcție cu ce vine el la masă, ci în funcție cu capacitatea lui de a se transforma, și inventa de și a dezvolta și de a asimila. Deci, acesta este progresul adevărat. Ăsta, din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Da. Acum revin. Care sunt mesajele de forță pe care le veți trimite la nivel de județ? Pentru că, să recunoaștem, da, județul Neamț are o groază de probleme. Au fost scoase în evidență și de sondaje de opinie recentă, da, le știe fiecare om. Haideți să vedem. Sunt foarte multe idei care trebuie abordate și le abordăm cu soluțiile pe masă. Și ele sunt unele regionale, unele unitare pe tot județul. Vom vedea și dacă acum 4 ani, 5 ani, 3 ani, lumea râdea de mine că noi aducem bani pentru autostradă în guvernarea pe care am făcut-o alături de PNL în 2021 și am avut și lupte înainte să intrăm la guvernare în momentul respectiv. Acum acest lucru nu mai este o proiecție pe viitor, ce se întâmplă acum. Venind de la Roman spre Piatra, văd mașinile, excavatoarele, tirurile, tractoarele parcate în zona Felești, Dulcești pentru a începe lucru. Ieri am trecut de la Mircești spre Săbăoani, am văzut același lucru. Încep șantierele, câteva zile, într-o săptămână. Nu mai este ceva de viitor, se întâmplă acum. Infrastructura majoră în orice punct din țară aduce progres, aduce business, aduce capital, aduce resursă umană. Facem comparație, Roman, Piatra Neamț. Se vede clar că acolo este ceva viu. Da, dar toți vom avea de câștigat. Și bănuiala mea este că
bă, că pietrenii vor face mai scurt timp până la Bacău în viitor, de fapt prin Roman. Pentru că dacă așa cred și eu. Poți să faci 35 de minute până la Dulcești, poate chiar 30 de minute dacă locuiești în Dărmănești, în piața. Așa cred și eu. Și de acolo, de la nodul de la Felești, Dulcești, mai faci 10 minute până la Piatra. Deci va fi mai ușor. De asta zic, va duce progres. Și toate UAT-urile din zonă și din tot județul vor avea de câștigat. Poți să ai firmă de transport și în zona Bicaz, și în zona Piatra. Dacă te conectezi și poți să aduci de la București în tot județul cu autostradă mai repede, mai bine, va crește nivelul de investiții, imobiliare vor crește, prețul terenurilor, salarizarea va crește. Totul va crește printr-o investiție centrală pe care noi, alături într-adevăr atunci de un premier PNL, ni s-a dat libertatea și am negociat bine să facem asta. Dar dacă nu eram noi acolo, vă dau un scris că nu se făcea investiția asta. Pentru că noi am avut negociatorul pe PNR și Ministerul Transportului, o suprapunere perfectă a unor interese ale noastre de a dezvolta România prin investiții centrale. Bun, mă asta bucur că era și premierul care a fost deschis la chestia asta. Haideți să fim, noi când ne-au dat la afară la guvernare, a fost cu două zile înainte să se predea PNR-ul. Cristian Ghinea i l-a dat cu câțul mână, ia-l, du-l, l-am făcut împreună, mi-ai permis să fac lucrul ăsta. Este o relație corectă. S-a întâmplat lucrul ăsta. Nu am avut niciodată o guvernare. Sigur, n-am guvernat niciodată cu 50%. Nu s-a întâmplat. Păi, lucrurile astea trebuie semnalate în politică. Bineînțeles, pentru că eu îmi fac datoria să le semnalez. Dom'le, cine e arogant nu recunoaște lucrul ăsta. Fără dialog și fără recunoașterea meritelor fiecăruia, câte sunt, nu pot să merg mai departe. S-a întâmplat lucrul ăsta, am avut libertatea. Este un fapt împlinit. Al doilea lucru cel mai important pentru noi, și aici ține de interesul absolut întregului județ, dar cu o marjă de investiție acum mai mare și uriașă pe piatră, este Spitalul Județean. Trece oportunitatea cu multe milioane de euro, peste 160 de milioane de euro, pe la urechea noastră, dacă nu facem din acest obiectiv prioritate zero în momentul de față și din septembrie. Îmi dați voie să vă spun ceva? Dacă încă nu-i trenul pierdut. Pe PNRR probabil că nu se va mai reuși. Pentru că, vă dau un exemplu, de pe lista PNRR au fost scoase câteva obiective la un moment dat. Doar spitale din județe cu peneliști. Am văzut asta. Au fost scoase. Interesant, Alba, Brașov, interesant, Constanța. Interesant da. Este că între timp, într-o liniște de plină, câteva din acele obiective scoase de pe lista PNL, unul știu eu sigur, au apărut și au semnat contract de finanțare pe PNRR. Da. Ele nu mai erau pe listă și au fost introduse. Ceea ce pe mine mă face să cred că un proiect care are probleme de la proiectare, studii, etc., nu va mai prinde chiar dacă se va semna undeva în primăvară-vară. Aș vrea să nu aveți dreptate. Și eu aș vrea să nu am dreptate, sincer. Dar așa văd și eu situația. Această tărăgănare și instabilitate de la Consiliul Județean, noi vorbim, această lipsă de atenție față de mize mari, această lipsă a unei celule de criză, a unei celule de task force să se ocupe strict de acest obiectiv. Hai să facem spital. Da. Să vedem ce facem cu el. Asta se va vedea. De asta eu sper ca nici eu să n-am dreptate nici dumneavoastră și oamenii să creadă că noi exagerăm și să se facă spital în 2 ani. Dar n-are cum. În 2 ani. N-ai cum. Nu există. Până în 2026. Nici măcar este un lucru. Nu ai toate studiile. Și aici citesc chiar un politician PNL. Mai poți poate renegocia în 3 luni, 6 luni în predarea obiectivelor pe care poate chiar un an, dar nu mai poți negocia 3 ani. Și asta chiar a spus-o Zigrid Mureșan, care o relație foarte bună. Dar toate analizele noastre ne spun că am trecut de momentul zero la care se mai putea face investiția cu aceste resurse. De unde au venit ceilalți bani dacă ei pierd trenul ăsta? Nu știu. Noi l-am adus acolo. A spus Rafila, împrumut de la Bert, parcă. Bun, dar dacă erau bani în care doar jumătate era împrumut, nu? Că PNR-ul este o combinație între împrumut și grant. De ce să nu folosim această investiție? Noi nu ne permitem așa ceva. Și mai este un lucru. Eu vă spun cum gândesc politicienii de la celelalte partide. Păi avem Bacău, Suceava, Iași. Păi de-aia ne-am ținut cel mai mic cu Vaslui. De ce să le facem un spital acolo?
Pentru că noi avem acum oportunitatea. Nu trebuie să o mai câștigi. Ai câștigat-o, dezvolt-o. Ei se gândesc macro. Păi dar o să facem autostradă, în 40 minute ajungi la Iași, de la Piatra și de la Roman și de la Târgu Neamț. De ce mai aveți nevoie de spital? Așa o să gândească. A spus și de task force. Trist, da. Păi, eu chiar am discutat ieri, că am avut, acum zile de, nu mai știu când, au fost cei de la Consiliul Județean, miercuri parcă, cei doi vicepreședinți în emisiune aici. Da. Și mi s-a spus așa, și am apreciat, domnule, am făcut o celulă de criză pentru Spitalul Județean de Urgență, cel care funcționează acum. Ok, foarte bine, trebuia făcut lucrul ăsta. Dar de ce s-a făcut o celulă de criză și pentru spitalul celălalt? Da, da, absolut. Adică, eu înțeleg, asta e foarte bine, pentru că lumea vai de capul lor când ajung la spital. Da. Nu pentru că doctorii n-ar vrea să facă, vai de capul lor că sunt probleme o groază. Da, vorba mea, hai să vedem. Mai semnăm, nu mai semnăm. Da. Mai livrăm, nu mai livrăm. Dacă... Eu nu cred că s-ar putea să ne dea după aia finanțare, dar lupta să ajungi să o pui din nou un avantaj în buzunarul tău până atunci, că da. Tu ca județ Neamț va fi mult mai mare. Și trebuie un lider și politic foarte puternic ca să impună să bată cu pumnul în masă. Nu mai avem nevoie de asta acum, că decizia e acolo. Testa, dragi politicieni de la Consiliul Județean Neamț, folosiți oportunitatea ca acum cât este. Mai puteți. Cât mai puteți. Câteva luni. Da. Dați drumul la contract, începeți construcția. Banii sunt acolo. Dacă vreți. Dacă nu... Deci infrastructură, da. Drumuri. Sănătate, infrastructură. Una există. De fapt, ambele există ca potențial. Una se face acum. Una ar trebui că sunt bani. Depinde de competența autorității locale de aici. Și apoi sunt decizii care vor fi luate în... consiliile locale după nevoie. Vă dau un exemplu. La Agapia, oamenii au asfalt, dar n-au apă. N-au apă. Și nu ține de consiliul local neapărat. Pentru că consiliul local a avut un proiect pe apă. Vedeți? Dar pentru că el face parte din ADI, cum se cheamă, Aqua. Da, dar eu nu mai cred în soluții centralizate. Cum oamenii și-au instalat central de apartament și tu, primar, consiliu local, poți să faci foraje locale și să-ți faci sistem propriu de apă într-o rețea proprie. Nu mai trebuie să fim dependenți doar de sisteme centrale, că e apa Nova, că e apa Serv, că e apa Vital, că e orice. Trebuie să renunțăm la acest mod de gândire și să investim în sustenabilitatea și gospodarea proprie. De asta fac apel la unii. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ce te faci cu partea de epurare a apelor? Pe aceste sisteme mici, că noi am avut sisteme mici și mai sunt în câteva comune, cea mai mare problemă generată... Aici vorbim de două lucruri. Unu, sistemul de canal trebuie să existe, dar sistemul de alimentare cu apă, că asta e problema, alimentarea cu apă. Facem investiția în canal publică într-o rețea mai mare, tot județul, că trebuie, că n-ai cum să te gestionezi singur, dar sistemul de apă poate ți-l faci tu singur. Că nu vedeți, la Roman e o problemă cu apa uriașă. Deci la Agape, la urmă, avem nevoie de apă. La Săbăuani avem nevoie de creșă și de piste de biciclete. Proiectul o să facă în curs. La Ghereiești ai nevoie de altceva. Ai nevoie de școală mai bună, poate. La Horii altele sunt nevoile. La Pângărați altele. La Bicazul Ardean, la Dămuc alte probleme. Aș vrea să aibă fiecare om înțelepciunea să nu vină nicio comunitate și să vorbească din slogane și prin ideologii. Lasă-i omului libertatea să-și aleagă el temele și să lupte pentru ele și tu să-l ajuți. Adică eu, președinte județean, să-l ajut în tema care este importantă pentru el. Să nu vin eu cu planificare centrală. Pentru că sunt liberal. Domnul deputat, eu tot de ani de zile aud aceste lucruri. PNDL, parcă, nu? Sau pe așa. Angel Salini, care au mai fost toate proiectele astea? Da. Și se spune așa, fiecare primărie primește două proiecte. Dom'le, n-ar fi mai simplu ca banii aceia care sunt în proiecte și care sunt împărțiți, hai să o spunem, pe aia dreaptă, pe criterii clare, politice de cele mai multe ori, de, nu știu, de negociere, de cunoștințe, de altceva. Să spunem, nu ai două proiecte, ai suma de 50 de milioane sau 100 de milioane.
alocată comunității locale, singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca să accesezi acești bani este să vii cu proiecte, să demonstrezi că sunt de folos acelei comunități. Și într-o succesiune firească. Nu să ți se permită asfaltarea exact înainte de ca apă adică și canal. E aberant. Canal. Da. Vedeți, din motivul acesta noi am fost dați afară de la guvernare, pentru că am spus noi nu la Angel Salini, un proiect fantezist care face un fel de planificare centrală. Vă dăm la toți câte puțin, chiar dacă n-aveți nevoie de asta. Domnule, dar eu la Burenești, da, așa a fost și cu am nevoie de proiecte. Pot peste Siret, între Sangnea, Burenești, Luțca și Roman. Să nu mai facă 15.000 de oameni un ocol pe la Gădin să ajungă acolo. Renunțați la planificările centrale în investiția banilor. Întrebați comunitățile locale de ce au ei nevoie să-și facă ei aceste investiții. De asta, fiind un liberal autentic, nu cred în acest sistem central de planificare și nu cred în cote date fiecăruia. Cred în decizia corectă asumat a fiecărei comunități locale care știe mai bine ce vrea. Bun, e clar, comunitățile nu au banii ăștia, deci tot de undeva trebuie să... Da, dar fiind și un om care gândește măsuri sustenabile, trebuie să vedem dacă cei din Făurei împreună cu cei din Moldoveni, Bahna, români și altă comună mai mică de pe lângă, de fapt își permit să aibă fiecare 1700 de locuitori și cu 25 de angajați la primărie. Liberal înseamnă și să vezi dacă tu, raportat la nivelul tău de investiții, de nevoie de investiții, tu investești 80% din resurse în personal. Atunci trebuie să faci tu o schimbare. Că poate tu la 1700 de oameni n-ai nevoie de 25 de angajați. Da, dar nu se poate face o schimbare la nivel macro, adică să vină onor Guvernul României, Parlamentul, nu Guvernul, Parlamentul, și să spună așa, domne, nu schimbăm Constituția, că avem mult, dar avem județe? Avem, da? Avem comune? Avem comune. Hai să mărim numărul de populație, să stabilim un număr minim până la care să poată funcționa o comună. Da. Adică cât? 4.000, 5.000. Este corect ce spuneți și dumneavoastră, este o măsură care la un moment dat poate va trebui să fie implementată. Mai este alt fel de măsură, care este aceea a colaborării voluntare. Dacă noi, cei din Făurei, Moldoveni și Bahna și români, considerăm că de fapt putem avea mai multe resurse împreună, ar trebui să li se permită lor să renunțe la un aparat stufos care la 10.000 de, atenție, nu sunt mai mult de 10.000 de oameni, să zicem acolo, împreună, au poate 125 de angajați. 125 de angajați la 10.000 de oameni. Săbăoanu are 10.000 de oameni cu 22 de angajați, să zicem. Vedeți diferența? Enormă. Enormă. Deci ai de 5 ori mai mult investiți într-o populație la fel de mare. Lucrul ăsta nu poate să continue în felul ăsta. De asta te și gândești. Vrei bugete de investiții? Da. Dar trebuie să renunți la personal care nu mai poate să fie sustenabil în comunități care au fost create artificial ca și comune, cele mai multe, după reforma în 2004 al Unăstase. De asta sunt niște măsuri care trebuie să fie coroborate pentru a funcționa. Și investițiile centrale și reformele locale. Mulți m-au înjurat când eu am spus, domne, nu este normal. Piatra Neamț, îmi pare rău că nu aveți cafea, dar o să mai dăm una. Nu e problemă, a fost așa de bună. Mă bucur că a fost bună. Piatra Neamț nu se va putea dezvolta mai tare până când nu va funcționa cu adevărat zona metropolitană. Pentru că, practic, tu ești legat de mai ales Alexandru cele, cel Bun. Că cele trei mari comune din zonă reprezintă un fel de dormitoare pentru oamenii din Piatra Neamț. Ești legat practic de Alexandru cel Bun, ești legat de Gârcina, chiar de Girov. Chiar de Girov, dar nu numai, te duci de la Dumbrava și mergi, practic mergi numai printr-o localitate. Evident, foarte evident. Puțin. Până la Rosnov este aproape o singură localitate. Și atunci, la fel și până la Dobreni. Logica elementară ar trebui să fie asta. Băi, hai să ne adunăm cu toții, să vedem, ne putem dezvolta fiecare pe bucăți sau da, să încercăm să ne dezvoltăm toți. O spun și pentru ce înseamnă zona de Roman Nord. Sunt 4 comune care însumează totalitatea locuitorilor din Roman.
dacă iar împune împreună... Și foarte puternice da. Și... Dacă ar pune împreună toate resursele, ar realiza mult mai multe împreună. Plus că o să fie traversată de autostradă această zonă metropolitană. Federația Comunelor, care sper eu până mă pensionez să fie doar una și condusă de către oameni care au puncte de lucru. Și la Tămășeni, și la Cordun, și la Ghereiești, și la Giudeni, și la Pildești, dar care reușesc să atragă resurse uriașe și să facă o conectare masivă a comunităților. De exemplu, acum sunt aceste comune care între unele nu au asfalt. Ei nu colaborează împreună, nu îți dau nume. Dar există situația asta. Și asta pentru că, de fapt, în loc să vezi ce putem face mai mult noi împreună, te concentrezi doar pe tine, ignorând oportunitățile celuilalt și resursele celuilalt pe care le poți împărți. Da, și să le împarți în folosul tuturor. Evident, evident. Pentru că zona crește împreună. Da. Nu să ai o zonă care să aibă... Pista de biciclete de la Săbăoan până la Roman o poți face doar dacă cei trei primari și Cordun și Săbăoan și Roman se pun împreună și fac investiția asta. Parcul industrial uriaș pe care îl poți face singur, îl faci mai mare dacă unești și Cordun și Săbăoan și Tămășeniu. Chiar în mijlocul, unde, chiar în zona unde se intersectează aceste trei mari comune cu autostrada. Deci colaborarea și asocierea este o caracteristică a oamenilor care văd bine în viitor și pot să facă proiecții. Eu susțin asemenea scenarii, dar mereu când faci aceste lucruri trebuie să existe niște oameni care fac niște sacrificii. Cum au făcut și moldovenii atunci când noi ne-am unit cu muntenii și am spus de dragul unei acceptăm țări unite, să mergem, da. Acceptăm să dăm domnitorul, ca să fie capitala la voi, ceea ce pe termen scurt a fost un câștig uriaș, pentru că un domnitor a făcut pentru țară în 4 ani, cât n-au reușit oamenii în 150 de ani, să facă instituții centrale, să-i dea independență, să-i facă monedă proprie, să dezvolte infrastructură și să facă mișcări legislative uriașe. Noi acum ne bazăm în continuare niște reforme legislative uriașe ale lui Cuza, dar într-adevăr am renunțat la capitala noastră, care era Iași și care putea să fie acum ca București. Toate au un preț și se cheamă compromis pentru un bine comun mai mare. Să încheiem cu această frază, compromis pentru un bine comun mai mare, pentru că așa ar trebui să fie lucrurile ca județul, comunitatea locală, județul, comunitatea regională să poată progresa. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și sper să ne mai întâlnim, pentru că vine un an greu, electoral, câteodată mai tulbure, câteodată mai limpede, vedem. Încă o dată mulțumesc și să ne vedem cu bine. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea, vă doresc un weekend plăcut. Se pare că va veni o perioadă de frig, așa că acționați în consecință.